am rugat. Împreună cu mine, dacă vreți să deschideți Sfintele Scripturi, la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 12, 13 și versetul 14, pagina biblică 1047. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Amin. Înainte să ne așezăm ca prieteni, ca frați în Domnul, hai să ne salutăm și apoi ne așezăm. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și pe cei care ne urmăresc pe internet, să-i binecuvinteze Domnul. Mulțumim Domnului pentru fratele Vasile, pentru fratele Gheorghe, că Domnul să-i binecuvinteze. Sincer, dorința mea a fost ca fratele Gheorghe să slujească seara asta, dar Domnul să-l binecuvinteze, a cedat în favoarea mea ca să pot să aduc eu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți și toată biserica să spunem amin. Un mesaj din partea lui Dumnezeu pe care mie mi-a vorbit Dumnezeu și cred din toată inima că Dumnezeu o să vă vorbească și la dumneavoastră. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit spune în felul următor, despre prietenie. Contează foarte mult în prietenia noastră cu oamenii. Biblia spune, trăiți în pace cu toți oamenii, dar trebuie să ai în biserică prieteni. Domnul Hristos spune, nu vă mai numesc rob, ci prieteni. Între noi trebuie să fie prietenie și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Cuvântul Domnului spune în felul următor, în Proverbe, capitolul 17 cu versetul 17. Prietenul adevărat iubește oricând. Și nenorocire ajunge ca un frate. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Asta înseamnă că asta continuă, niciodată nu. O adevărată prietenie iubește oricând. Mi-ai greșit, tot te iubesc. Nu mi-ai spus, tot te iubesc. Nu m-ai chemat, tot te iubesc. Asta înseamnă prietenia asta se dovedește prin a dărui. Hristos a devenit prieten mai mult decât atâta, pentru că El în prietenia Lui a dăruit, slăvit să fie Domnul. Nu de mult aș vrea să vă spun că un frate, nu-i dau numele, mi-a adus din America cel mai scump ceas. Eu am ceasuri destule, dar am primit unul cel mai scump. Foarte scump. Și la plecare mi-a pus și $200 în buzunar. Credeți că omul ăsta mă iubește? Da sau nu? Corect. Ar trebui să mai spune te iubesc. Dovada prieteniei, asta înseamnă dăruire. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Luca 11 despre stăruință. Un om avea un prieten. Biblia spune că s-a dus la el la mezul nopții și îi spune, prietene, dăm 3 pâini, că la mine de departe a mai venit un prieten și n-am ce să-i pun pe masă. Totdeauna prietenia dăruiește, slăvit să fie Domnul. Un zâmbet nu ne costă, un salut nu ne costă, dar să faci un gest, un mic cadou, un ceva, asta e dovada prieteniei, slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Să-i spui unui om, te iubesc și fără să-i dovedești, nu ajută la nimic. Dar să nu îmi spui că mă iubești și să vii cu ceva, că îmi place să primesc, și vouă vă place, asta înseamnă dovada iubirii, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu! Prietenie înseamnă dăruire.
Dumnezeu a devenit prietenul dumitale și al meu pentru că în prietenie să oferă. Slăviți să fie Domnul! Uitați-vă dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 18. Între Ionatan și David, o legătură și o strânsă, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos manta pe care o purta, hainele, sabia, arcul și încingătoarea și spune, pentru că te iubesc, Davide, și mi-ești prieten, uite-ți ofer, slăvit să fie Dumnezeu. Niciodată nu poți să-i spui unui prieten, du-te în pace și încălzește-te, că nu ne mai întâlnim. Eu cu stomacul plin și la tine să cântă masele de foame. Și încă să ne salutăm cu pacea Domnului Iisus, dar nimic să nu-i poți să-i dai. Fie o haină, fie ceva. Astăzi dimineață am avut o cismuliță și o pereche de pantofi și o haină, să o dau în numele Domnului și am dat. Am dat haina și încălțămintea și am primit înapoi 5 milioane. Am zis, Doamne, așa mai merge. În prietenie trebuie să dăruim. Niciodată nu poți să-i spui unui om, te iubesc așa de mult, mi-a fost dor de tine, dar nu poți să-ți dau nimic. Prietenia înseamnă a dărui. Ca să poți să menții o prietenie, asta te costă. Niciodată suntem sătui de oameni care spun că ne iubesc și pe altă parte, ei știu ce fac. Totdeauna prietenia vine cu un suvenir, cu un ceva, cu... Mă rog, voi știți că vă place să primiți și mie îmi place. Cuvântul Domnului spune prieten. E foarte interesant, la prieten poți să apelezi oricând. Și când vorbim de prietenie, asta înseamnă că iubești oricând. Chiar dacă ți-a greșit un prieten, tu rămâi același. Observați dumneavoastră prietenia între David și Ionatan. Tata lui Ionatan, împăratul Saul, era împotriva lui David. Îți dai seama, tatăl tău să fie împotriva unui om și tu prieten cu el. Credeți că împăratul Saul n-a văzut hainele fiului său îmbrăcate pe David? Era cioban la oi, mirosa balegă de oi. Credeți că nu le-a văzut? Poate da, poate nu. Dar observați dumneavoastră, pentru că îl iubea ca pe sufletul din el, i-a oferit. Frași și surori, Dumnezeu ne cheamă la părtășie, la prietenie și totdeauna prietenia oferă. Slăvit să fie Dumnezeu! Când suntem prieteni, când te întâlnești cu un prieten, spui tot ofuc, tot oful, tot necazul, tot ce te apasă. Îți vergi focul inimii în prezența lui, că e prietenul dumitale. Poate fi deranjat la orice oră, la el nu e limită peste o oră, două, la mes de noapte. Și totdeauna la un prieten apelezi la el, fie pentru o problemă, fie indiferent de ce. Prieten, slăvit să fie Dumnezeu. Noi, da, am fost într-o biserică unde mi-a oferit viață veșnică și am spus, o am, e darul lui Dumnezeu. Ce îmi dai dumneata viață veșnică? O am. Sănătate am, dar mai puțin am. Mulțumesc Domnului. Mă, altceva, dăm ce ai tu ca să poți să țin prietenia ta. Slăvit să fie Domnul. Asta, în prietenie, când suntem prieteni, nu numai primim, și oferim. La asta ne cheamă Dumnezeu. Nu poți deveni, nu poți să ai părtășie cu o persoană de care nu ești prieten cu el. Și ca să poți deveni prieten cu cineva, asta înseamnă apropiere. Îți port hainele, împorți hainele, îți port arma, împorți arma. Ne cunoaștem bine și după prietenie se apropie această părtășie sfântă. Slăvit să fie Dumnezeu! Cheamă Dumnezeu 12 oameni, le-a apropiat unul de celălalt, au devenit ucenicii lui Iisus, știau tot planul lui Dumnezeu, îl cunoșteau pe Dumnezeu, împreună umblau după Dumnezeu, toate lucrurile sfinte pe care le-a făcut Dumnezeu împreună cu ei. Când Dumnezeu ne apropie, de-aia Biblia spune ce bine și ce plăcut sunt când frații, când prietenii locuiesc împreună. Asta înseamnă familie. Numai familia poate locui împreună. Nu poți locui cu un străin și cu o străină. Împreună poți să locuiești doar cu familia. Noi toți suntem familia lui Hristos. Slăvit să fie Domnul!
Ce se întâmplă când într-o familie nu pot locui împreună? N-au loc unul de celălalt. Nu-i bine deloc. Familia trebuie să locuiască împreună când ei vor deveni ce? Prieteni. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Un adevărat prieten și primește și oferă. Nu numai bani, nu numai timp, nu numai o vorbă prietenească, nu numai un ajutor, nu numai să ducă cu el povara lui, asta înseamnă prietenie. Să plângi cu mine, să-mi duci povara împreună, să vezi dacă am nevoie de o pâine, să văd dacă ai nevoie de o pâine, asta înseamnă prietenie. Ne-am săturat de prietenie de Doamne, Doamne, și să nu sufer împreună cu mine, să nu sufer împreună cu tine, să nu duc greu împreună cu tine. Un adevărat prieten nu poate cineva să plângă și altul să se bucure. Un adevărat prieten știe că e în lipsă, în necaz, tu să te bucuri și nu. Nu, sufer împreună cu el. Doamne Dumnezeule, ai milă de noi. Asta înseamnă implicare. Uitați-vă dumneavoastră în pilda samariteanului, omul pe care l-a durut inima de aproape de său. N-aș vrea în biserică să fie sistemul ăla pe care trece preotul și levitul pe lângă. Nu vreau să treci pe lângă mine, asta nu-i prietenie. O adevărată prietenie să te oprești în dreptul meu, să mă întreb. Slăviți să fie Domnul! Pe lângă Petru au trecut și alții și au spus, ăsta e un om necărturar, pe când Hristos oprește în dreptul lui Petru. Slăviți să fie Dumnezeu! Să te întrebe cineva de sănătate, cum ești, ce ai, te simți onorat, să te întrebe de familie. Ăștia sunt numai prieteni. Doamne Dumnezeule, binecuvintează-ne pe toți. Al doilea lucru e foarte important. Trebuie să fii prieten cu frații din biserică și toată biserica să spune amin. Toată biserica să spune amin. Dar al doilea lucru e foarte important, trebuie să fim prieteni și cu Dumnezeu. Amin? Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Slăviți să fie Domnul! Prieten cu frații din biserică, asta înseamnă dăruire, asta înseamnă jertfire, asta înseamnă port povara ta împreună, că spunea un om că predica un tânăr Evanghelia la un om bătrân. Omul bătrân avea în spate o raniță, greutăți, și tot mergeau, când urcau, când coborau, și tot predica, Iisus e bun, Iisus e bun, și se oprește bătrânul și spune, tinere, mi-ai predicat despre un Hristos plin de dragoste. Corect, foarte bine. Tu știi că eu port o povară? Că am pe cineva în casă bolnav? Că am o lipsă, că am ceva? Da, știu. De ce n-ai venit să-mi car și mie povara? Măcar 10 metri. Să cred că e adevărat ceea ce spui dumneata. E foarte simplu să vorbim de dragoste și niciodată să nu te implici să-mi ridici povara, măcar 10 metri, să mă simt și eu bine mai departe. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Prieten cu Dumnezeu, foarte interesant. Vă numesc prieten, sunteți prietenii mei. Asta înseamnă că umblăm împreună, zi de zi. Mă cunoște, cunosc? Când numești pe cineva prieten, asta înseamnă că îl știi, cunoști cine. Nu cum am fost odată la o evanghelizare și a venit la mine un tânăr și mi-a spus, ești din Toflea, da, îl cunoști pe Uniță de la Toflea? Am spus, nu-l cunosc, frate, îl știu foarte bine cine. A dumneavoastră știi? Și îl cunosc și eu. Mă, tu nu-l cunoști. Poate ai auzit despre el. Foarte mulți dintre noi, îl știm sau îl cunoaștem pe Iisus? Ai auzit de predicile lui Vasile, lui Gheorghe, lui Oniță, dar tu nu-l cunoști. Un adevărat prieten trebuie să-l cunoști. Slăvi să fie Domnul! Slăvi să fie Domnul! Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu, bă, dacă nu faceți, spun eu, nu poți deveni prieten! Și prietenia lui Dumnezeu față de noi s-o dovedi dăruindu-se! Primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, dovada prieteniei, a dăruit. Doamne, ce ai dăruit? Păi ce să dăruiesc? Bani? Nu. Aur? Nu. Am avut un singur fiu, care am ținut mult la el. Și l-am dăruit pentru tine, pentru că am vrut ca tu să devii prietenul meu. Slăvit să fie Dumnezeu! Ne laudăm de foarte multe ori cu oameni care sunt înălțați în trecătorie. E prietenul meu! Pastorul e prietenul meu, dar nu trăiești ca pastor. Predicatorul cu tare, nu mai spun cine, e prietenul meu. Ne lăudăm cu oameni. Aș vrea să te întreb ceva. Dumneata, îl ai pe Iisus ca prieten? E o cântare pe care tot o cântăm, un prieten bun pe calea vieții. Nu? Doamne, ai milă și binecuvintează-ne.
Să fii prieten cu Dumnezeu, asta înseamnă zi de zi umblând cu El. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu, că l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a fost socotită ca o neprihănire. Și când vine Dumnezeu să nenorocească și să nimicească cele două cetăți, să duce la prietenul lui. Ce face Avrame, prietene? Vreau să distrug cele două cetăți, pentru că n-au rămas în ascultarea lui Dumnezeu, Sodoma și Gomora. Totdeauna, orice ce face Dumnezeu, își întreabă, stă să consulte, discută cu prietenii săi. Tu și eu suntem prietenii al lui Dumnezeu dacă facem ceea ce spune El și dacă credem ceea ce spune Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Observați dumneavoastră ce face Dumnezeu, oferă, dă, dăruiește. Avram, ești prietenul lui Dumnezeu? Da, tu ce ai făcut? Și eu mi-am dăruit fiul, asemenea ca Dumnezeu. Mi l-a cerut Dumnezeu și spune Avram, eu un singur fiu pe Iisus. Doamne, spune Avram, și eu un singur fiu pe Isaac. Adu-mi lafere de tort în țara Moria. Dacă mi-ești prieten, trăiești așa cum trăiesc eu. Slăviți să fie Dumnezeu! Și Avram întocmai face ceea ce face Dumnezeu, că Isaac îl reprezenta pe Iisus. Și când a ajuns pe țara, pe munte, în țara Moria, berbecul ce era încurcat prin dintușiți era Iisus. Și a spus, Isaac, mor eu în locul tău. Măriți să fie Domnul! O adevărată prietenie înseamnă tăruire să mă ofer, să-mi dau haina, să-mi dau pâinea, să-mi dau banul, să-mi dau timpul, să-ți ofer un zâmbet, o îmbrățișare. Am devenit așa de scârșiți că nu vorbim de lucruri scumpe pe care ne ofer frații. Măcar zâmbet, măcar un telefon, măcar o îmbrățișare. O, Doamne, ai milă de noi! Mă apropii de încheiere. Avram, numit prietenul lui Dumnezeu. Cu cine ești prieten, dumneata? Cu cine te-ai împrietenit? E Iisus prietenul tău? Când ești acasă și nu te mai sună nimeni și numai tu știi frământarea din casa și din viața ta, e Iisus prietenul tău? Te apleci la mezi de noapte, seara și spui, Iisus, se apelezi la ușa îndurării tale. Tu mi-ești prieten. Tu s-a încelmelat și o amal de avla. Te sumia vechez, poate și o telefonul pe silent. Poate ne răspunde el. Dar te portai tu o dar deschide lor cana. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Avram numit prietenul lui Dumnezeu. Să ai prieten în biserică, asta înseamnă părtășie. Să ai prietenie cu Dumnezeu, asta înseamnă oricând bați la porta îndurării Dumnezeu. Că faci ceea ce spune El și îl crezi pe Dumnezeu. Avram l-a crezut și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Cu cine am împrietenit? Cu cine ești prietenul dumneata? Ai Biblia în fața dumitale. Sunt unii oameni care se împrietenesc cu noi pentru avantaje, pentru anumite lucruri. Dumnezeu nu s-a împrietenit cu dumneata să-i dai tu ceva. Tu n-ai avut ce să-i dai lui Dumnezeu, nici eu. Dar Dumnezeu a spus, pentru că te iubesc, eu am dăruit pentru tine. Și vreau tu, o țărână, o mână de țărână, dumneata și eu, să devenim prietenii lui Iisus. Slăvit să fie Domnul! Te lauzi cu El? Trăiești ca El? Să spun oamenii, o ce caracter, o ce vorbire dulce, o ce frumos zâmbești dumneata. Cine ești dumneata? Eu? Eu sunt prietenul lui Iisus. De ce nu cârtești? De ce nu vorbești la adresa lui Dumnezeu? De ce nu ești nervoasă? De ce nu păcătuiești? De ce nu înjuri? De ce nu vorbești rău? Eu sunt prietenul lui Iisus. E un proverb românesc de care spune așa, spune-mi cu cine umbli, ca să spun cine ești. Umbli cu Dumnezeu, în tine-i dumnezeirea, miroșa dumnezeirea. Și al treilea lucru, și cu asta și închei. Prieten cu oameni, prieten cu Dumnezeu, e foarte bine.
Dar partea dureroasă este că noi am devenit mai mult prieteni cu lumea. Doamne, ai milă de noi. Doamne Dumnezeule, ai milă de noi. Prieteni cu lumea. Și nu-i bine deloc. Pentru că cuvântul Domnului spune în Psalmul 25, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. A Domnului. Dar ce se întâmplă cu prietenia lumii? Prietenia lumii este vrășmășia cu Dumnezeu. Ne-am atașat prea mult prietenia cu lumea. Cu sistemul lumesc ne-am împrietenit foarte mult. De la televizor până la Facebook și tot. Cunoaștem tot, ne-am împrietenit foarte bine. În loc să ne împrietenim cu Scriptura, cu versetele, cu capitolele din Scriptură. Nu suntem așa de prietenos cu Biblia cât ești cu Facebook. Nu ești așa de prietenoasă cu Biblia cât cunosc să butonezi un telefon. Prea multă prietenia cu lumea. Și asta înseamnă vrășmășia cu Dumnezeu. Prea multe numere de telefon cunoști pe de rost și nu cunoști măcar 5 versete pe de rost. De ce prietenia lumii? De ce să ne împrietenim cu sistemul lumesc? Când ar trebui să te împrietenești cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Dumnezeu! Că Biblia spune că prietenia lumii e vrășmășia cu Dumnezeu. Poți deveni un vrășmaș când tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Cunoaștem prea mult sistemul lumesc și nu cunoaștem voia lui Dumnezeu, lumea lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, pe oamenii lui Dumnezeu. Prea puțin cunoaștem tainele Scripturii și adevărul lui Dumnezeu. Fapt pentru că ne îndoim și nu mai credem cuvântul lui Dumnezeu, că în Biblia spune că El are să vină. Să fim iubitori a venirii lui Dumnezeu. De ce? Când va veni Dumnezeu, El va nenoroci pe diavolul cu venirea rătării sale. Și noi abia așteptăm să vină. N-aș avea această tărie dacă n-aș cunoaște Scriptura. Că va veni o zi când o să văd pe cei trași care au adormit și au plecat înainte de vreme, fie fiul, genere, soție, soț. Dar ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu, ne bazăm pe Sfintele Scripturi, pentru că prietenul nostru Iisus ne-a lăsat o scrisoare și ne-a spus, n-am să vă las orfan. Un adevărat prieten nu ne-a lăsat singur. Și acesta este Iisus Hristos, de care merită aplauzele noastre. Pentru că cuvântul Domnului spune, nu iubi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nici lumea, nici lucrurile din lume. Nu le-a iubit. Sistemul lumesc. Prea mult, prea mult iubim, prea. Punem întrebare, cât iubim banii, cât iubim cuvântul? Cât iubim telenovelele și strângere la semințe și la bârfe și la asta și cât iubim casa lui Dumnezeu. Să fim împreună, să îmbogățim sufletul nostru, să devenim mai plini de puterea lui Dumnezeu, mai plini de dragostea lui Dumnezeu. Te bucur că mă vezi? Eu mă bucur că te văd. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe toți. Sunteți frumoși. Suntem frumoși. Că suntem prietenii lui Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Că tot ce este în lume, pofta, firii, vă amintești pofta ochilor și toate alea le numără bine, Galateni. Nu. Nu-i de la Dumnezeu, e din lume. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea ce? Pace! Când Dumnezeu e prietenul tău, vei fi o persoană a pacii. Iov spune, fii prietenul lui Dumnezeu. Îmi dau seama cine-i prieten cu Dumnezeu, că-i plin de pace, pune pace între frați. E inima lui inundată în pacea lui Dumnezeu. Nu să-mi dai pace și afară să înjuri. Nu să-mi dai pace și afară să furi. Nu să-mi dai pace și afară să te înșumbre dumneata. Nu, dai pace, trăiește pacea. Foarte mult se supără dacă nu salut cu pacea Domnului Iisus. O ai sau nu? Cine l-are pe Dumnezeu, prieten, are multă pace. Și
Cuvântul Domnului spune mai departe și cu asta închei Proverbe, nu te împrieteni cu omul mânios. Amin. Am vrea cu ajutorul Domnului să ne rugăm și să spunem Domnului, Doamne, câți prieteni am? La câți am oferit? Doamne, dacă nu-mi fac prieteni pe frații din biserică, atunci pe altcineva, cine? Ne-am făcut poate mai mulți prieteni, oameni din lume care n-au nicio treabă cu pocăință. Ne-am împrietenit mai mult cu oamenii din lume care n-au treabă cu Dumnezeu. Și cu ei, la discuții, mai vorbim și despre biserică, și despre unul și de altul. Când o soră are nevoie de un prieten, să vii să-i mai bați la ușă, să-i spui până când plângi, Domnul e tăria ta și a mea. Să-ți cauți un prieten în biserică, să-i spui, frate, nu mai fi descurajat, Domnul va veni în ajutorul tău. Avem nevoie de astfel de prieteni. Să fim încurajați printr-un SMS, printr-o vorbă bună, printr-o îmbrățișare. Nu oameni din lume au nevoie de prietenia noastră. Frații din biserică au nevoie de prietenia noastră. Și toată biserica să spunem amin. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei fi o persoană plină de pace. Și nu cu lumea și cu sistemul lumesc. Așa cum stăm. Nu ne ridicăm de picioare. Ne aplecăm capetele. Și vrem să ne rugăm toți în direcția aceasta. Doamne, vreau să mă deconectez de legăturile prietenoase cu lumea, cu sistemul lumesc. De la televizor până la Facebook, de la oamenii răi, oameni bârfitori, oameni batjocoritori, și să mă împrietenesc cu frații din biserică. Și să mă împrietenesc cu Tine, Doamne. Lăudat să fie numele Domnului. Haideți cu toți așa cum stăm, să ne rugăm în prezența Domnului. Ascultă-mă, stăm cu capetele aplecate. Vrei tu să-L ai ca prieten pe Iisus? Ridică-ți mâna, așa cum stai. Și spune, Doamne, am nevoie de prietenia Ta. Am nevoie de puterea Ta. Am nevoie de harul Tău. Am nevoie de ajutorul Tău. Am nevoie de hainele Tale să mă îmbraci. E valabil și pentru noi și pentru cei care ne urmăresc pe internet. Haideți așa cum stăm să ne rugăm, cu mâini ridicate spre cer, să spunem, Doamne, Te rog, fă-mă un adevărat prieten. Atinge Tu mâna mea, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Asta e dovada prieteniei, că Tu mi-atingi mâna în timp ce mă rog. Asta e confirmarea că Tu mă iubești și Tu m-ai făcut un prieten bun al Tău. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. În numele Tău, Doamne. În numele Tău, Doamne Dumnezeu.